Să mai povestim despre ce funcții au mai pus producătorii de telefoane pe aceste aparate. Telefoanele ultra-rezistente se disting față de cele normale prin design și look. Sunt de obicei mai mari, mai rezistente la căzături, lovituri și apă. În cazul următorului telefon am descoperit însă o funcție surprinzătoare. Proiecție laser. Am mai văzut telefoane cu proiector, dar mi se păreau total, cum spunem noi, nefolositoare. Asta, când, pentru că avem în teste de la cei de la Dual Store, tot m-au bătut la cap vreo câteva săptămâni, uite, avem chestia asta, dar nu vrei să o vezi? Zic, ok, ce poate să fie nou? Ei bine, proiectorul ăla chiar funcționează și funcționează foarte bine. Nu putem să-l comparăm cu proiectoarele pe care le putem achiziționa în mod tradițional și vorbim de cele de la Samsung, BenQ, Canon și alți producători. Dar se descurcă. Atunci când vrei să te duci cu prietenii, de exemplu, la camping, te afli în casă, poți să proiectezi pe orice suprafață pentru că își nivelează imaginea. Ei bine, nu este la fel cum este cel de la Samsung, pe care poți să proiectezi și pe perdea că nivelează imaginea, dar se descurcă foarte bine. Se numește Tank 2 de la Unihertz. Și da, este aproape ca cu ghilimele de rigoare un tank. Uitați cât de mare este. Trebuie să țin cu două mâini. Pentru un proiector chiar nu este greu. Pentru un telefon este destul de greu. Laurențiu, am curs mâine. Îmi proiectez cursurile? Poți să-ți proiectezi cursurile. Deci, să știi că l-am comparat gândindu-mă ce ai tu acasă pentru proiectarea cursurilor. Nu este o mare diferență între cele două. Și deci dacă sunteți profesori și uitați așa aveți un telefon, telefonul și un telefon cu proiector, ar putea fi opțiune. Bateria este foarte mare, 15.500 de miliamperi. Pot să vă spun cu mâna pe inimă, l-am lăsat o săptămână conectat la Wi-Fi și s-a descărcat 20%. Deci nu l-am folosit intens, dar în mod normal un telefon într-o săptămână se descarcă.